Polițiștii din Turbura au fost sesizați de tatăl tinerei de 17 ani că fata sa, în timp ce se deplasa singură pe drum, a fost deposedată de telefonul mobil. Tânăra a spus polițiștilor că se deplasa către locuință vorbind la telefonul mobil, iar la un moment dat, dintr-un autoturism, a coborât un bărbat care i-a sustras telefonul. Acesta a urcat din nou în autoturism, mergând pe drumul petrolier Turbura-Căpreni. Urmarea investigațiilor efectuate de către poliție s-a stabilit că suspect de comiterea furtului este tânărul de 19 ani din comuna Stejari. Șoferul autoturismului, un alt tânăr de 28 de ani, din Stejari, s-a ales și el cu dosar penal pentru favorizarea infractorului. Deși suspectul de 19 ani s-a sustras cercetărilor, el a fost reținut de poliție și introdus în arest. Suspectul a fost reținut pe timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de fur calificat. Din cercetări s-a stabilit faptul că acesta, în timp ce se deplasa într-un autoturism pe raza comunei Turbura, a observat pe minora de 17 ani, vorbind la telefonul mobil, a luat hotărârea de a-i sustrage acesteia telefonul. În acest sens a solicitat conducătorului auto să oprească autovehiculul, iar ulterior a deposedat-o pe tânără de telefonul mobil, continuându-și deplasarea către localitate de domiciliu. Deși s-a sustras cercetărilor, suspectul a fost depistat. Tânărul de 19 ani a fost prezentat astăzi parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.